Vous êtes sûr. Of, căldură mare, mon cher. Canicula asta ne prăjește toți neuronii. Mă rog, cine mai are așa ceva? Și noi suntem destul de afectați, așa că încercăm cu greu să facem emisiunea asta pentru voi. Așa că ne-am anulat vacanțele exotice după cum urmează. Lui Tony s-a stricat un motor al avionului său personal și astfel nu o să mai plece în insulele Virgine. Paul și-a donat salariul unei organizații care salvează ghindele și a fost nevoit să-și anuleze excursia obișnuită de weekend din Miami. Lui Muffin i s-a spart o roată la Maserati și n-a mai putut pleca pe coasta de Azur, mulțumindu-se doar cu coasta lui Adam, iar eu am preferat să mai aștept o țâră până să plec în insulele Canare. Că dacă avea, imediat la noi niciun... Astăzi în eSports... Rezumăm o sâmbătă dedicată FIFA 2011, aflăm de ce numele este important, dar nu este decisiv într-o victorie. Detaliem Dreamhack-ul și parcursul celor de la SK. Stăm de vorbă cu Mariu Sică Radu despre nemți și germani și ne aplecăm capul într-un moment de reculegere pentru Warcraft 3. Nu plecați nicăieri, începem chiar acum! Weekendul trecut, GameShop Concept Store a fost gazda turneului de FIFA 11 PC în LAN, care a strâns 32 de jucători și care s-a disputat pe cele mai tari sisteme de la Gigabyte și s-a văzut pe cele mai tari monitoare de la BenQ și care a fost sub oblăduirea GameX TV și ESL România. Concursul a fost câștigat de BB, fost campion mondial din 2008, care l-a învins în finală pe Ovi. Locul al treilea i-a revenit lui Letal, care l-a învins în finala mică pe Knight, iar pe locurile 5-8 s-au clasat în ordine Jepcar, Aragon, CRS și TRN. Nu au fost surprize prea mari în acest concurs, așa că acest clasament este unul cât se poate de normal, deși au existat câțiva jucători non-pro care au pus câteva probleme capilor de serie. Pentru a vedea premiile câștigate de primii 4, puteți accesa linkul de mai jos, care vă va duce pe site-ul ESL România. Hai să vedem mai exact ce a ieșit acolo. I'd like to introduce the members of the group. Sunt cu Bebe aici în dreapta mea și o să cerem o mică părere. S-au terminat grupele și urmează optimile de finală. Cum ți s-a părut concursul până acum? S-a părut foarte ok, foarte cald, oboseală, problema e că l-am întâmpinat la sală, dar totul e ok, o să terminăm cât mai repede. Ai avut vreun adversar de care ți-a fost un pic frică sau cu care te-ai chinuit un pic mai mult în grupe? Nu, pentru că toți sunt la început primul lor concurs și am fost și cap de serie. Nu, n-am avut până acum. Urmează. Crezi că vor fi surprize în continuare? Nu cred. Tot jucătorii care sunt și părățile mai vechi, tot ce o să iasă în top 3. Zi-mi doi jucători de care ți-e frică din cei care au mai rămas. Nu mi-e frică de niciun jucător, pentru că este un joc care pe care, un antrenament bun, n-ai nimic de pierdut și sper să se mai organizeze astfel de concursuri într-o loc de bine. Nu mi-e frică de Bau Bau. Îți mulțumim frumos, Bebe, și baftă în continuare, ne vedem după concurs. Mulțumesc frumos, Bebe. Îl am în stânga mea pe câștigătorul locului al treilea, componentul echipei Tech, Letal, care a reușit să-l învingă pe Knight în semifinal, în finala mică de fapt. Spune-ne cum ți s-a părut această înfruntare. Știam că o să fie un meci greu, dar am jucat mult mai relaxat, pentru că nu mai aveam nimic de pierdut. Îmi pare rău că nu am
accent la primele două locuri. În sferturi mai bătut pe mine la un gol, dar n-are nimic, suntem în echipă, e o bucătărie internă. Spune-mi, care ți s-a părut cel mai dificil adversar? Din Dunede, clar. Dacă m-a bătut, normal că a fost cel mai dificil. Spune-mi ce planuri ai pentru viitor. Cum vezi FIFA 12 pentru Letal? Păi, o să mă antrenez cum am antrenat și la FIFA 11. Și o să încerc să ajung și eu la BCG. Îți mulțumim foarte mult, Letal, felicitări pentru locul al treilea și ne mai vedem o dată la decernarea premiilor. Hai la final! Iată-l pe Letal, foarte aproape să scape singur cu portalul, dar foarte bine a stat acolo Knight. Knight nu renunță sub nicio formă la luptă și este normal. Ne votăm la finala mare, acolo unde Bebe și Ovi își dispută trofeul. Iată-l pe Bebe, încercând acolo un shoot, să nu-i spunem chiar bug. Moving the fader in certain ways to stagger things, to manipulate time. Noi vrem să-i felicităm pe toți concurenții pentru fair play-ul de care au dat dovadă și, cu siguranță, datorită acestui fapt, vom mai putea organiza și alte concursuri de acest gen în viitorul apropiat. Mulți fani ai emisiunii m-au tot dojenit pentru faptul că nu aduc știri legate de jocul FIFA 12. Aveți dreptate. Să-mi fie rușine. Și ca să mă revanșez, astăzi vorbim de FIFA 12. Varianta pentru PC va arăta la fel ca variantele pentru consolă. Așadar, avem de-a face cu o schimbare totală din partea lui Peter Moore, care anul acesta s-a hotărât să dea cezarului ce al cezarului și să ofere utilizatorilor de PC aceeași experiență de pe Xbox 360 sau PS3. Iată ce ne aduce în plus noul joc FIFA 12. Coliziuni mult mai naturale, tackling-uri mult mai apropiate de realitate, dribbling-uri originale și îmbunătățite, luptă corp la corp 360 și o grafică ce pune în valoare plăcile de ultimă generație. Mai mult, avem și o dată oficială a apariției jocului, 30 septembrie 2011. Jocul va fi adus în România ca de fiecare dată de prietenii noștri de la Gameshop.ro prin rețeaua Best Distribution. Așa că puteți face deja precomenzi pe site-ul www.gameshop.ro. Păi și intro le-am tras. Ok. Așa cum vă anunțam în ediția trecută, acum două zile a avut loc finala ACL a sezonului al 9-lea LPCS. A fost o competiție la an cu multe surprize plăcute sau neplăcute. Deși toată lumea se aștepta ca Tag să-și apere trofeul câștigat sezonul trecut, s-a produs o extorsiune de zile mari din care zeii au ieșit foarte șifonați și n-au mai putut să doarmă cu prietenele lor în pat. Kidor & Company s-au întors acasă triști și cu buzele mai umflate decât ale Ginei Pistol după ce NBK sau Matley le-au băgat moșul în beci. Deși au fost învinși la limită în ambele meciuri, cei de la Tag au demonstrat că nu întotdeauna se câștigă cu numele, iar adversarii lor i-au pedepsit pentru lejeritatea cu care au tratat meciurile. Finala a fost câștigată de echipa Bring It On, acolo unde evoluează și Zeros, iubitul jucătoarei Ellie, care a fost membra a grupării Tag Girls. Felicitări câștigătorilor și celorlalți participanți, dar și organizatorilor de la Arena Cyber League. Stați! Nu mișcați! Iată ce a declarat Kidor în exclusivitate pentru GameX TV după acest eșec dureros. Adversarii noștri au speculat un moment mai puțin fast prin care eu și echipa mea am trecut în această perioadă. Nu sunt foarte multe de spus, doar că nu ne-am putut concentra suficient și parcă toate au fost împotriva noastră. Cu siguranță este un duș rece pentru noi și la VCG Quali vom reveni cu altă atitudine. Aș vrea să le urez bun venit lui Breezer și lui Supravoltat și să le mulțumesc că aleg să fie sinceri chiar dacă fanii mai vechi sar să ne apere. O să ne plafonăm dacă nu ne mai luăm și câte un șut în cur.
În ceea ce privește sugestiile lui Breezer, o să purtăm o discuție cu Sărneo, care ne este bun prieten, pentru a acoperi mai bine zona de Dota, în special în ceea ce privește echipele românești. Vis-a-vis de afirmațiile lui supravoltat, suntem de acord. Noi trebuie să demonstrăm ceva. Ce tu probabil că nu știi este că demonstrăm de peste un an. Am ajuns la limita resurselor noastre fizice, de aceea am cerut și ajutorul vostru. A recomanda ceea ce ți s-a părut ție interesant nu va fi relevant pentru tine, ci pentru toți ceilalți care habar nu au ce ai aflat tu. Mulțumim că ați fost sincer și sperăm să rămâneți așa și în continuare. Johnny Mi ne-a anunțat că sâmbătă aceasta, adică pe 2 iulie, va avea loc întâlnirea membrii comunităților ESL România și League of Legends România, sau pe scurt LOL România. Întâlnirea va avea loc în cadrul Intel's eSports Cyber Cafe, situată pe bulevardul Pache Protopopescu numărul 29. Noi ne bucurăm că băieții și-au dat întâlnire și așteptăm inițiative asemănătoare și din alte zone pro de la noi. Stolen WoW ne-a dat de știre că al doilea sezon din Premiership Counter-Strike Source bate la ușă. Premiership CSS este un campionat organizat de adminii de pe ESL și poate fi considerat a fi un EPS al CSS-ului. Deși anul acesta nu vor exista premii, din cauza unui număr mare de echipe care s-au retras sezonul trecut, nume importante și-au confirmat prezența: Mirmidoni, Nemurici, MyRevenge sau iPlay. Cei care doresc să se înscrie pot accesa linkul de pe ecran. Baftă, băieți! SK Gaming și Fnatic au câștigat meciurile de deschidere în cadrul IOL Final Four pentru a ajunge în finală, unde cei de la SK i-au terorizat pe Fnatic cu 16-3 pe Train și 16-2 pe DAS2. A treia hartă n-a mai fost vizitată în urma Killing Spree-ului executat de SK. În urma meciului pe care cei doi giganți l-au purtat pe The Nuke înaintea finalei, rezultatul a fost egal. Meciul epic, respirația blocată, iar adevărul despre cea mai bună echipă suedeză de Counter-Strike încă nedezvăluit. Părerea noastră este că finala adevărată a fost purtată pe Nuke. Acolo a fost spectacolul. Oricum, SK vs Fnatic în finală sau pe parcurs este ca un meci între Real și Barcelona, El Clasico, unde te uiți de dragul meciului nu pentru a descoperi cine a plecat acasă cu un pic peste 15.000 de coco în hardware. În aceeași ordine de idei, adică ordinea suedeză, SK a reeditat victoria din cadrul IOL Final Four și au câștigat VCG Sweden tot în fața celor de la Fnatic. DreamHack 2011. O știre numai și numai pentru ce s-a întâmplat pe acolo. Vă mai aduceți aminte de Moscow 5? Ei bine, cei 5 au băut cocktailuri cu vitamine și au dominat primele meciuri din grupa B, trecând peste Fnatic și obținând egalități cu SK și PlayArt. În grupa A, primele gloanțe trase i-au pus în cap de listă pe cei de la Navi și MTV. După ce SK au reușit doar un egal cu Moscow 5, au reușit să treacă peste TCM Gaming pentru a le zâmbi superior încă o dată celor de la Fnatic. Nu s-au oprit numai la zâmbet și au trecut ca tăvălugul peste ei pe Miraj cu 16-6. Sărim ca un cangur constipat în cealaltă grupă ca să analizăm incendiul pornit de alți suedezi, mai exact ESC Gaming. Dacă primele meciuri de aici ne demonstrau evidentul, cei de la ESC l-au ocolit, s-au suit în tank și au trecut încet, încet ca să doară peste toată lumea, inclusiv peste Navi, pe care i-au învins cu 16-9. Toate bune și frumoase. Ajungem în punctul unde SK și ESC așteaptă să vadă cu cine vor juca. Moscow 5 scoate limba la MTV, iar Fnatic tremură uitându-se la Navi. Navi n-au nimic împotrivă să se inspire de la SK și să-i calce în picioare pe cei de la Fnatic, iar în celălalt meci, vitaminele rusești nu s-au impus în fața plumbului celor de la MTV. SK, în poziția de autor al cărții Cum să treci peste fanatici, nu sunt impresionați că unul dintre Navi e tătic și ajunge în finală alături de MTV, pe care îi înving nu tocmai ușor cu 16-12 pe Inferno și 16-14 pe Train. MTV se înclină să fie încununat cu argint, Navi pleacă cu bronzul, iar bătăioșii suedezi de la ESC diploma pentru locul al patrulea. Salut, Sică! Salut, Jefcar!
Ce faci? Cum te simți? O, bine, bine, e cam cald, da. Dar e ok. E mai bine cald decât frig. Da? Mă bucur că te avem astăzi aici în studio. Eu habar n-aveam că te-ai întors în țară. Dar hai, până acolo, hai să vorbim un pic despre trecutul tău de pro gamer, mai exact de FIFA, jucător de FIFA. Pro gamer e mult spus, că atât cât am jucat, nu? Păi, cred că mă leagă începutul de cumva de tine și de generalul. Dacă mai țin minte, cred că în 2003 sau 2004 mi se pare că am... 2004 chiar. 2004, da. În 2003 jucam online. În 2004 am început să scoatem și noi capul la lanuș, ca să zic așa. Da, în 2004 am format împreună tag. Eu cu tine și cu generalul și cu Max, mi se pare, sau Max are mai târziu. Max a fost prieten cu noi și l-am băgat la OP, l-am televizat pe Max. L-am dus să se antreneze. Exact, l-am luat ulterior. La satelit. Aha, aha. Și da, am format tag FIFA, după care am tot migrat, ca să zic așa, de la o echipă la alta, cred că am fost vreo 3 ani împreună. Da, știu, cu Trademark Gamers, după aia Next Please și... Da, Next, mi se pare că am mai fost ceva înainte sau n-am mai activat ca echipă. Uh-huh. Da, cam asta e. Probabil că te interesează și niște performanțe sau ceva din asta. Știu că ai câștigat câteva concursuri înainte să se formeze comunitatea de pro gaming din România. Ai fost pe la nu știu câte lanuri, ai spart pe aia pe acolo. Da, am venit, nu mă cunoștea nimeni, am venit așa dintre blocuri, dintre forumuri, ca să zic. Și am surprins și plăcea FIFA pe atunci, aveam și timp să-l joc. Și da, a fost o perioadă mișto atunci, acum 4-5 ani, 6 ani chiar. Mi-aduc și aminte, mă rog, cu nostalgie, full night-urile de la Escape, de acolo, de la... Da, 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 de la prietenii noștri de la Escape. Era frumos, da. Bun, ok, după ce ai încheiat, să zicem, cariera de pro gamer, te-ai hotărât să treci, nu știu, să te iei cu ceva mai, cu lucruri mai organizatorice, să zicem. Da. Cum ai ajuns să lucrezi pentru SL Germania, pentru Turtle Entertainment? Păi, înainte de asta, am lucrat pentru firma care deține acum licența în România, pentru Kickoff. Așa. Firma la care lucrează Roma. Și am lucrat acolo, nu aveam treabă cu gaming-ul atunci, eram organizam evenimente de fotbal, mă rog, marketing, era o agenție publicitară de evenimente și am decis așa, mi-a venit ideea, fiind încă semi-activ așa, încă mai jucam atunci FIFA, mi-a venit ideea să-i contactez pe cei de la ESL din Germania, să vedem care sunt... care sunt condițiile pentru a lua licența în România. Pe sistemul PPC, poate pică ceva. Poate pică ceva. Nu? Și a picat, nemții au răspuns prompt. După vreo 6 luni de negociere am semnat contractul, am adus ESL oficial în România cu licență, cu tot. Foarte tare. Problema a fost că, mi se pare, nu cred că am apucat să fac 7 luni, și am avut niște divergențe cu conducerea agenției, celor care aveau licența, și am decis să ne despărțim. La vreo zi, după ce am anunțat pe cei din Germania că eu nu mă mai ocup de ESL, că va veni altcineva în locul meu, am primit o ofertă de la CEO, de la Turtle. Foarte tare. CEO Turtle, dacă nu vreau să lucrez în Germania. Și bineînțeles, cine n-ar fi acceptat? Să refuz, era de nerefuzat. Cât timp ai lucrat la ei? Păi încă mai lucrez. Cât timp ai stat în Germania? În Germania am stat 2 ani jumate, uh-huh. Iar acum sunt de 3 ani jumate la ei, lucrez pentru ei. Am venit anul trecut în iulie, m-am întors acasă. Dar încă mai lucrez pentru ei, lucrez de acasă, de la biroul meu. În aceleași condiții. Homework, da, da. În aceleași condiții. Mă duc o dată pe lună în Germania la ședințe, pentru că așa a fost deal-ul. Deci încă mai țineți legătura fizică, da? Da, mă duc o dată la 5-6 săptămâni, mă duc în Germania și la evenimente. Foarte tare. Gamescom și asta. Da. Bun, spune-mi,
Cum vezi viitorul scenei de pro gaming din România? Mă, scenei de gaming sau pro gaming? Pro gaming, că na, mă, suntem în e-sports. Eu nu sunt de acord cu termenul de pro gaming în România. Acum știu că o să poate să-mi comentați și o să să fiu înjurat așa puțin pe acolo pe la comentarii. Printre dinți. Eu cred că încă nu suntem la nivelul de pro, nu putem vorbi de pro gaming în România. Pseudo-pro, nu? Pseudo-pro, semi-pro, poate cum e la FIFA. Cred că suntem undeva totuși între amator și semi-pro și nu la toate jocurile. Cred că doar la FIFA putem vorbi de chestia asta. Și că l-avem pe Nightend, l-avem pro. Da, ăla e... este pro, dar n-am nimic cu el, îl apreciez. Dar încă, uite, nu e acolo în top. Încă. 10, încă. Noi suntem optimiști. Am auzit și am înțeles că se antrenează zilnic, deci da, sunt oameni care pot scoate capul. Câștigă oricum mult mai mult decât restul pro-gamerilor din România la un loc. Cred că este cam singurul pro-gamer adevărat. E un fanatic. Corect. Are putere în spatele organizației. Da, nu știu, celelalte comunități, dacă ești să le luăm așa rând pe rând, cred că sunt la nivelul de așa, niște cete, niște fel de băieți care s-au adunat și care joacă, pentru că mai mult de a juca pe internet, pe servere și pe G-Arena și pe chestii de astea nu i-am vrut să facă. Corect. Sau să scoată capul afară, să câștige vreo cupă internațională sau ceva, măcar online. Deci să înțeleg că problema este a banilor, adică e clar că despre asta vorbim, și nu? Și banii, da, și banii, pentru că evident n-ai cum să te joci sau să performezi dacă nu ești plătit. Nu ești plătit, da? Trebuie să mănânci tu ceva, dar cred că e și problema de mentalitate a jucătorilor. Bun, hai să vedem, să facem un exercițiu. Dacă ai fi un om de afaceri de succes, pasionat de gaming, așa cum ești, cu ce începe pentru a dezvolta comunitatea de la noi? Păi cred că în primul rând aș face un site. Cred că duce lipsă de un site de știri, de actualizat zilnic, unde să-i pot aduna pe toți cei interesați de, să zic, pro-gaming, adică puțin mai mult de forumuri și servere publice. Cred că aș investi într-o echipă, ceea ce am și încercat, sincer să fiu, cu Next Place, dar da. N-a ieșit din mai multe chestii, din mai multe considerente, în fine. Ce ai zis mai devreme, numai mentalitatea că, și... Da. Numai că ai pus în problema dacă aș avea bani. Exact. Acum depinde, dacă vreau să fac profit și sau măcar să se susțină de la sine. Doar nu speli banii, nu? Domeniul ăsta, afacerea, cred că ar trebui să întâi și mai întâi să fac așa un fel de research, să văd cine mai este profesionist, să zic, în organizare și în administrarea unei echipe. Deci ar trebui o echipă în spate să creezi manpower, nu? Da. Adică, pe lângă jucători, cred că foarte important sunt și managerii echipelor și cei din spatele jucătorilor. Asta contează foarte mult. Deci, adevărat. Un site, niște manageri buni, asta dacă aș fi investitorul și n-aș avea niciun, să zic, nicio cunoștință în domeniu. După care, cred că în infrastructură și în chestii pentru a-i ajuta pe jucători, nu? Corect. Hai să te iau așa, la foc automat, cu două întrebări legate de ESL, că da, tu reprezinți. Spune-mi, ce aduce nou ESL în viitorul apropiat? Și aici mă refer la leaderile europene, sau mă rog, la ESL Europa, da? Păi, în primul rând, ceea ce facem, cred că facem pentru toate țările. Adică pentru toți partenerii, inclusiv leaderul european sau inclusiv competițiile europene. La nivel de site și de sisteme de joc, lucrăm la Versus intens. Probabil că ați auzit de Versus. E în beta acum. E în beta, încă nu este, n-are toate funcționalitățile și tot ceea ce vrem noi să sau unde vrem să ajungem noi cu Versus. Încă nu este gata, încă mai lucrăm. Nu e optimizat total, da. Adunăm feedback,
dar noi pe acum un viitor apropiat, să zic o lună, două, ne vom focusa pe Versus, punem destul de resurse acolo și destul de mulți oameni. Trebuie să ai premium ca să poți să beneficiezi de Versus, nu? Nu. Cu premium ai câștigi probabil ceva genul 5 sau 10% mai multă experiență. Am mai multe puncte după un joc, dar nu trebuie premium, deci free for all, ca să zic așa. Okay. E un sistem foarte interesant, practic nu trebuie să ai game account, nu trebuie nimic, trebuie doar să dai două click-uri, să alegi jocul, ai dat pe butonașul de play de sus, de pe site, dacă intrați, dai play, îți alegi jocul. Și sistemul Versus face tot pentru tine. Îți găsește adversari care sunt apropiat de skill-ul tău. Un fel de instant challenger, da, așa, dar mai... Dar nu mai rapid. Uh-huh. E tunat. Practic, tot ESL-ul se îndreaptă spre a fi mai user-friendly, mai ușor de folosit. Interfața prietenoasă să fie mai aproape de utilizator. Și asta facem acum. Încercăm să venim cu feature-uri de-astea noi pentru... Mm-hmm. Pentru asta. Legat de competiții, că probabil sunteți interesați de asta. Spune-mi, ce s-a întâmplat cu NEC, cu European Nations Cup? Păi, se mai ține anul ăsta, nu se mai ține? Ce se întâmplă în an de criză? n-am găsit sponsori. Mm-hmm. E o competiție destul de costisitoare și pur și simplu n-am găsit sponsori care să ridice, dacă nu la nivelul premiilor și a competiției de anul trecut, unde probabil că ați văzut că a fost câteva, mi se pare că a fost peste 100.000 de euro în premii. În anul ăsta n-am mai găsit un sponsor, ăsta este adevărul. Din păcate, anul ăsta nu o să mai fie niciun NEC și nicio competiție pe echipe naționale, dar încercăm. E primul an din ultimii 5. Da. Sau chiar mai mult. Cred că mai mult. Primul an în care nu se întâmplă nimic. Adică înainte mai scoteam capul în afară și noi cu echipele, echipa de FIFA, să zicem, da? Și acum avem o echipă, adică avem jucători buni de FIFA pe care nu putem să-i punem la un loc și să facem o echipă. Păcat. Se pare că, da, pe de altă parte nu prea mai e rentabilă, ca să o spunem și pe asta. Cei care se uită la meci, privitorii, ca să zic așa, nu sunt așa de mulți ca la celelalte competiții pe care le organizăm și ne focusăm pe ceva care e profitabil, care atrage publicul și care... Am înțeles, deci nu a fost o prioritate, practic, da? Deci problema sponsorilor care e ceva a devenit un clișeu deja. Spune-mi, ce te mai joci în afară de FIFA? Păi că mă joc acum mai mult StarCraft 2 decât FIFA, ca să fiu sincer. Mă joc 2-2, am un prieten de nivelul meu care ne jucăm aproape zilnic. După ce termin serviciul, intru în StarCraft 2 și mă relaxez. Te bagi la... Bag acolo la un teran. Da, cu teranul joc. Da, păi am intuit. Asta joc. Altceva... Nu prea mai joc alte jocuri în afară de asta. Când mai am ocazia, mai pun mâna pe o consolă ceva. Bun. Sică, am o rugăminte. Adresează-le celor care ne urmăresc în momentul ăsta un mesaj. Nu știu, dă-le un sfat. Spune-ne ceva, că tu ai destul de experiență în pro gaming. Păi, cred că ne adresăm gamerilor în primul rând. Probabil toți care urmăresc emisiunea joacă sau vor juca ceva, un joc, indiferent la ce nivel. În primul rând aș începe cu faptul, cu îndemnul de a respecta adminii și cei care organizează competiții, nu contează că sunt ESL, PGL sau alte competiții, indiferent că e LAN, online sau offline, sau indiferent de formatul competiției, trebuie să-i respectați și să-i ajutați. Nu trebuie să le dați în cap sau să-i criticați dacă nu vă convine ceva. Cred că mai degrabă ar trebui să fiți proactivi. E adevărat. Dacă vreți să începeți o carieră în gaming și în pro-gaming, cred că ar fi bine să vă orientați către competiții și site-uri gen ESL care vă pun în interacțiune cu jucători de afară. Și dacă tot așa, dacă vreți să vă apucați de gaming serios, perseverență și antrenament,
Play hard, no gadget, nu? Nu mai e așa. Train hard, no gadget. Da, da, train hard, no gadget, cum spuneau pe forum. Da. Sică, noi îți mulțumim frumos și te mai așteptăm și cu alte ocazii. Pe la alte evenimente sigur o să ne mai vedem. Ok, mersi. Multă sănătate. Bye. Salut. Este clar că cei de la Fnatic nu au parte de cel mai bun an al lor. Revenirea lui Gux n-a ajutat cu absolut nimic echipa în cadrul DreamHack sau în cadrul calificărilor pentru VCG sau, mă rog, în cadrul IOL Final Four. În urma înfrângerilor pe bandă rulantă, vedem și o primă schimbare în cadrul line-up-ului. Schimbare, i-am spus, deși formularea corectă ar fi mai degrabă o primă răzgândire. Mane Mane Nordqvist, venit alături de Gux, pleacă pentru a-i face loc lui Faruk Pita. O leacă mai optimiști în urma acestei mișcări, cei de la Fnatic priveau optimiști către Adepto BH Open, ce s-a desfășurat în perioada 24-26 iunie. Nici Gux, nici Pita n-au reușit să împiedice determinarea celor de la Navi, care au făcut regulile în cadrul finalei, trecând peste Fnatic cu un scor total de 2-0. După ce au câștigat Adepto BH Open, Navi par să dorească să spele rușinea locului 3 de la DreamHack, așa că au confirmat prezența în cadrul Game Gun 2011, ce va avea loc în Bilbao, Spania, între 22 și 24 iulie. Premiile puse la bătaie sunt de 32.000 de dolari, iar meciurile se anunță a fi pe măsura situației economice din Spania. Foarte fierbinți! Anul trecut, Frag Executors câștigau Game Gun-ul, iar Fnatic, dacă v-ați adus aminte corect, mânca bătaie. A venit momentul să ne uităm către o altă mare competiție și anume Intel Extreme Masters 2011. În această ediție ne vom întâlni cu League of Legends, StarCraft 2 și Counter-Strike 1.6 și un cumul total de premii în valoare de, atenție, 635.000 de dolari. Poi, ai, ai, ce sumă! Din câte ne putem da seama în acest moment, această ediție nu va avea ca disciplină Quake Live. Dacă acesta este adevărul, un număr mare de fani vor fi dezamăgiți. Dar ca în orice întâmplare de genul ăsta, motivele sunt în general foarte bine întemeiate. Avem prima dovadă oficială că Warcraft 3 este considerat mort de cei de la Blizzard. În cadrul BlizzCon 2011 vor fi prezentate numai StarCraft 2 și WoW 3 vs 3 Arena ca discipline. Știrea asta nu este despre BlizzCon. Părerea despre eveniment mi-am spus-o mai demult. Având în vedere că Blizzard nu clipește fără o armată de consultanți, întrebarea e de ce au anunțat oficial cei de prin omisiune că Warcraft 3 este canned. Au oare ceva pregătit să ia locul? Sau pur și simplu au ajuns prea mari, prea puternici și nu le este teamă că ar putea umple acest gol altcineva? Rămâne de văzut. În final de eSports trecem în revistă un pic de StarCraft 2. Campionul DreamHack StarCraft 2 este canadianul Chris Hook Loringer, care a reușit să întrerupă supremația coreană învingându-l în finală pe J-Ho Moon Young. În contextul BlizzCon, pe care l-am menționat mai devreme, al marilor competiții cum este DreamHack și al lipsei competițiilor mari ce implică 6 sau 8 jucători, Blizzard a anunțat că se concentrează pe o repoziționare a hărților pentru acest tip de joc. Hărțile 3 vs 3 și 4 vs 4 se doresc a se adresa mai degrabă jucătorilor casual, urmând să prezinte caracteristici care vor facilita un gameplay mai variat. Alături de acestea, pentru un al treilea sezon Battle.net au fost dezvăluite 4 noi hărți 1 vs 1. Alături de celelalte 6, hărțile sunt grupate în 3 categorii, normale, rush și macro. Nu putem să încheiem fără să vă facem un mic update în ceea ce privește Balkan Dota League. După 2 săptămâni de calificări, au fost formate cele 2 divizii. Divizia A este la rândul împărțită în 2, 1A și 1B. 2 echipe românești au reușit să facă o figură frumoasă în calificări pentru a le regăsi distribuite egal în cele 2 grupe ale diviziei A. Nuts Breakers în 1A și Sac.Dota în 1B. Baftă băieți și Doamne ajută să nu ajungeți să jucați între voi ca Steaua și Rapid în sfertul UE Fantastic. Vă mulțumim încă o dată pentru cele 10.000 de vizualizări care ne ridică emisiunea din ce în ce mai mult, iar eu vă urez să aveți o vară minunată și să rămâneți cu GameX TV și în continuare pentru a putea fi la curent cu ultimele noutăți din gaming și pro gaming. Pace!
aude? La la la. Bei nu-i fata rezolvi de tau iș. Ok, da? Stai așa că am o plasmă pe gârgălot. Haide, drum.